Scandalul revocării procurorului general a inflamat opinia publică. Reacțiile curg în lanț, analiștii și jurnaliștii dezbat intens ce ar trebui să facă președintele României. Sunt sau nu motive pentru revocarea lui Lazăr? Se poate opune Klaus Iohannis pur și simplu revocării, cu riscul de a se ajunge la un referendum? Președintele este păpușarul care trage sforile sau păpușa în acest caz? Domnul președinte Klaus Iohannis, constituțional, ar trebui să facă ce a făcut și la revocarea doamnei Laura Codruța Kövesi și după decizia Curții Constituționale. Elementul cheie însă care îmi dă mie de gândit nu este atât procedura de revocare, ci felul în care la mapa profesională, la mapa de candidat pentru șefia de procuror general din 2016 aprilie, depusă de domnul Augustin Lazăr, exista acolo o hotărâre de clasare într-un dosar care îl privea pe Iohannis. Ce să caute în mapa unui candidat? Hotărârea de clasare a unui dosar la Alba Iulia, unde opera domnul Lazăr în calitate de șef de parchet, să fi fost un fel de cartonaș pe care l-a pus acolo în mapă domnul Lazăr, aveți grijă că am pile sus de tot, numiți-mă, a fost un avertisment. Unii lideri de opinie consideră însă că președintele a făcut mult prea puțin pentru apărarea independenței justiției și nu mai are nicio putere. Pasivitatea sa și modul în care s-a descurcat până acum și sper că se simt ghilimelele, sunt cele care au dus la situația în care ne aflăm acum. Încetul cu încetul, pas cu pas, cum îi place lui să spună, și-a închis și și-a tăiat toate crengile de sub picioare. Practic, atribuțiile sale ca președinte au fost îngrădite în acest mandat de așa natură încât instituția prezidențială este pur decorativă. Prima reacție de la Cotroceni a venit cu întârziere de aproape o zi după anunțul făcut de Tudorel Toader. Klaus Iohannis l-a acuzat pe ministrul justiției că vrea să își subordoneze politic procurorii. Președintele urmează să anunțe zilele următoare ce decizie va lua după ce va analiza raportul cu propunerea de revocare a lui Augustin Lazăr.